Este ora 7. Trebuie să mă scol deja la școală. Să nu întârzi. Auci! De ce mă dure atât de tare gâtul? Nici nu pot să-l întorc. Ai! Mama! Tata! Mam! Veniți, vă rog, aici, mai repede! Și da, Ira, ce s-a întâmplat? Ce strigi? Te trezi? Ce? Mă doare tare gâtul, nici nu pot să-l întorc. Nu știu, nu pot să fac nici măcar o mișcare. Parcă mi s-a Care parte te doare? Iată aici mă doare foarte tare. Și nici cu... Auci! Nu am înțeles, dar din ce cauză? Ce ai făcut? L-ai pocnit, ai întors nu, poate nu gât? Nu am făcut nimic. Dar cum, te-ai trezit din somn așa de însenin, a început să te doară? Da, eu numai ce m-am trezit. Și geamul la tine este închis, nu este curent? Nu am înțeles, dar... Bă, ce dormi tu? Pe piernă. Nu am înțeles, dar... Și acum nu poți nici la școală să te duci? Eu nu știu cum o să mă îmbrac, mă doare foarte tare. Eu parcă nici nu-mi simt gâtul. Iată, aici, în partea asta. Este înțepenit și gat, auci. Stai, stai, nu fă mișcări rapide. Lasă așa, acum și o să vedem ce este cu gâtul tău. Stai să vedem, ce dor tu? Aici pare mi se mie că tu nu dormi corect și din cauza aceasta tu ai dormit cu gâtul strâmb și de aceea pe tine te doare. Da, eu uneori dorm și pe jucării moi. Păi asta este foarte rău. Bine. Acuș, dar o să vedem ce este cu gâtul tău. În primul rând, puțin acuș cu niște ulei, o să-ți facem puțin masaj, ca tu poți să te duci la școală și când o să vii la școală, eu știu ce o să fac. Bine, hai că acuș o să vedem. Bine, eu merg la școală atunci. Da, da, stai, nu fă mișcări rapide. Da, fi domnul Islam. Ușoare, kinder, da? Da. Hai, unde am venit noi? Hai, unde-i pierdă? Care? Asta? Da. Vezi special. Da. Mama! Ia arată. Este și așa ceva. Mama! Mama! Da. Bun. Hai, pe care? Pe asta s-o luăm, da? Mama! Luăm pe asta. Hai, mergem. Îndrăși. Mergem să-i ducem lui Ira pierna? Asta. Este o ușor. Kinder, pe ăsta-l vrei? Da. Bun. Și pierna, da? Da. Hai, mergem, da. Cred că erau să se bucure, da? Hai, mergem la casă, Andrușa. Hai. Eu ai bani. Ai bani? Arată bani. Lasă-și, Andrușa are bani. Arată. Ai bani tăi? Da, te mă cumpăr. A, tu ai să plătești singur ușor tău, da? Da? Ha. El cu banii lui, singur. Cum te simți, Irăcica? Mai bine? Un pic mai bine. Nu mă doare atât de mult ca dimineața. Așa. Prieten, Irăcica n-a fost nici la școală, deoarece, într-adevăr, o durea foarte tare și nu s-a dus astăzi acasă, a stat. Sperăm că până mâine o să-ți treacă. Dar eu m-am gândit ca să nu mai riscăm și iată, Irăcica, noi am fost cu mama și cu Andreș până la magazin. Ce este asta? Și uite ce ți-am cumpărat noi ție. Ți-am cumpărat o piernă. Hai, deschide-o. Și acum o să vedem deodată dacă este comodă pentru tine, ca să nu mai dormi pe pierna aceea. Wow! Scoate-o. Iată acum așa pierne. Ia, schimbă, schimbă pierna aceea. Wow. Uitați-vă, prieteni, cum arată. Așa. Eu doar o țin și deodată își ia formă. Își ia forma capului și cum luăm mâna, ea se face la loc. Ia, ia, ia pierna aceea ta. Atent, numai. Și acum pune pierna aceasta, pune-o așa culcată, culcată, să fii ca cum tu dori. Și încearcă să te culci pe ea, numai atent. Ia, pune capul pe pierna. Cum este? Oh, cât de comod este. Dă-te mai la mijloc. Așa. Oh. Este comod? Foarte comod. Iată așa, să sperăm că deja nu o să te mai doară gâtul. Eu cred că problema a fost din cauza piernei.
Este atât de comod. Tu nici măcar nu-ți închizi. Hai, ridic-o. Ia, ridic-o. Poți să o pui și ridicată? Ia, hai. Stai-ți-vă, prieteni, cum arată ei. Este într-adevăr foarte... Ia. Cât de comod este! Wow! Eu nici nu credeam că sunt astfel de pierni. Iată, de azi înainte o să dorm pe aceste pierni. Bine? Pe această piernă. Noi am fost și ți-am cumpărat o ție. Mersi mult! Și de astăzi este pierna ta. Eu sunt sigură că niciodată nu voi avea așa probleme cu gâtul. Această piernă chiar este super. O să vedem. O să ne spui tu, o să dormi o noapte astăzi și o să ne spui cum ai dormit și dacă ceva o să ne cumpărăm și noi nouă. Bine, prieteni, iată așa a fost video-ul nostru de astăzi. Să fiți și voi prudenți pe viitor, pe ce pierne dormiți, fiți atenți. Dacă nu aveți probleme cu gâtul, puteți să dormiți pe pierne obișnuite, dar eu cred că acum deja este momentul să vă luați și voi astfel de pierne. Este ortopedică, da? Da, și să nu aveți probleme. Bine, și tu toți ai grijă, vezi cum dormi deja, să nu mai dorm pe jucării de pluș, moi, bine? Da. Lasă să dormi pe această piernă. Că vezi, din cauza la gât, nu poți să frecventezi școala. Da. Bine. Prieteni, eu sper că v-a plăcut acest video și v-a fost de folos dacă și voi aveți probleme cu gâtul. Iar voi nu uitați să puneți multe like-uri și să vă abonați pe canalul nostru YouTube. Irecica Info și Andrei Irecica Info. Pe curând, prieteni, pa, pa, iar eu acum mă pierd în ortopedică. Pe curând, prieteni.